Dragi tineri, Hristos a înviat. Ziua tineretului pe plan mondial, începând de anul acesta, va fi în ultima duminică din anul liturgic, adică în solemnitatea lui Hristos Rege, 21 noiembrie. Asta în loc de Duminica Floriilor, care deja a trecut. Dar, pe plan diecezan, păstrăm obiceiul de a celebra această zi pe 1 mai, chiar dacă în condițiile speciale impuse de criza sanitară. Dacă anul trecut, din cauza pandemiei, nu ați putut face nicio manifestare publică în ziua voastră, anul acesta veți avea posibilitatea să vă întâlniți în parohiile voastre și să vă bucurați de frumusețea credinței și de binecuvântarea de a fi împreună. Este un mare dar din partea lui Dumnezeu și un semn că Dumnezeu nu ne părăsește. El ne conduce încet, încet spre momentul în care vom fi eliberați total de această încercare prin care trecem acum. Privind cu încredere în viitor, suntem chemați să facem în așa fel încât această pandemie să ne transforme pe fiecare în parte în persoane mai bune. Ziua tineretului este o ocazie potrivită de a relua trăirea momentelor frumoase din comunitățile noastre parohiale. Să vă apropiați inimile și să alergați împreună la Hristos, Cel care este bucuria noastră și tinerețea noastră. În mesajul scris și apărut deja pe site-ul episcopiei noastre de ziua tineretului, am subliniat trei lucruri frumoase pe care aș vrea să le rețineți și să le puneți în practică. Acestea sunt: primul, tinerețea este făcută pentru lucruri mărețe. În exortația apostolică post-sinodală, intitulată Christus vivit, Hristos trăiește, la numărul 15, Papa spune așa de frumos: un tânăr nu are voie să se descurajeze. Caracteristica sa este să viseze lucruri mari, să caute orizonturi ample, să îndrăznească mai mult, să aibă voința de a cuceri lumea, să știe să accepte propuneri angajante. Tinerilor, ridicați-vă din indiferența față de biserică și față de cele sfinte. Ridicați-vă din lipsa de grijă față de aproapele. Ridicați-vă din tot ceea ce vă îndepărtează de fericirea voastră. Ridicați-vă și ajutați-i și pe prietenii voștri să se ridice. Al doilea, tinerețea este făcută pentru a proclama minunile lui Dumnezeu. Sfântul Apostol Paul, în discursul pe care l-a ținut în fața regelui Agripa, a avut curajul să proclame lucrarea minunată a lui Iisus Hristos, care l-a transformat din persecutor în mărturisitor și apostol. Nu ezitați, tinerilor, nici voi, să proclamați tot ceea ce Dumnezeu v-a oferit. Mai ales în contextul în care trăim, este atât de important să fiți mesageri ai speranței, așa cum v-a îndemnat în scrisoarea pastorală de la începutul acestui an liturgic. Și al treilea, tinerețea este făcută pentru a crește învățând de la înaintași. Îmi vin acum în minte cuvintele Papei Francisc de la Iași, când ne-a vizitat, unde a dorit să vă întâlnească în mod special pe voi, tinerii. Spunea el așa: pe măsură ce crești în toate privințele, că devii puternic, mare, că îți faci chiar un nume,
să nu uiți lucrurile frumoase și prețioase pe care le-ai învățat în familie. Aceasta este înțelepciunea pe care o dobândești cu trecerea anilor. Odată ce crești, să nu uiți de mama ta, ci de bunica ta, ci de aceea credință simplă și robustă care le caracterizează și le dădea putere să persevereze pentru a merge mai departe fără a se descuraja. Dragi tineri, aveți o mulțime de exemple pe care să le urmați. Sfânta Fecioară Maria, Sfântul Iosif, Fericitul Ieremia, Fericitul Anton Durcovici, Fericita Veronica Antal, atâtea alte persoane din rândul poporului nostru credincios care s-au remarcat prin viața lor sfântă. Veți crește enorm de mult dacă vă veți lăsa inspirați de viețile lor pline de credință. Dragi tineri, vă îndemn să participați la Ziua Tineretului din parohia voastră și împreună cu toți tinerii din propria comunitate să mărturisiți cât de frumos este să-L urmați pe Iisus Hristos. Să nu fiți simpli spectatori, ci să vă implicați astfel încât această zi să fie spre creșterea tuturor. Iar această mărturie să nu se mărginească doar la această zi, ci în orice moment să vă ridicați și să îl preamăriți pe Hristos. Credința, entuziasmul și speranța voastră să strălucească în această lume, însă, mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu iubire, care este legătura desăvârșirii. Spune Sfântul Paul în scrisoarea către Coloseni, capitolul 3, versetul 14. Dragi tineri, vă îmbrățișez pe toți din toată inima și vă adresez tuturor salutul pascal. Hristos a înviat! Aleluia!